Geometrie a 6-a, bună seara și bine ați venit la Profo Online. Probleme la geometrie, 20 la 181. 90 la 181. Măsura unghiului format de laturile necomune a două unghiuri adiacente este 97 de grade și 42 de minute. Deci, să desenez și eu două unghiuri adiacente. Care împreună fac 97 de grade. Da, și 42 de minute. Deci O, X, Y și Z. Adică, în ipoteză... Da, ipoteză, voi o măsurați. Adică X, O, Z, da, vede, X, O, Z, ăsta trebuie să fie decât de 97 de grade, da? Ok. Voi îl măsurați, puneți un O, Z și îl măsurați. Așa. Nu contează, fă la 1. 97,42 mai mare de 90 de grade. Adică eu știu că măsura X, O, Z, plus măsura... Da, X, O, Z eu am zis. Ai zis de la măsura X, O, Z. Egală cu 97 de grade și 42 de minute. 42 de minute. Determinați măsurile celor două unghiuri, știind că măsura umea dintre ele este de 5 ori mai mare decât măsura celuilalt. Deci, mă am că măsura lui... Să zicem X, O, Y, dar nu mai corespund, da. Hai să corespundă. De 5 ori, da? Da. Așa. Asta este Y-ul. Deci, măsura lui Y, O, Z, este de 5 ori măsura lui. De 5 ori măsura lui ăsta egal cu măsura lui X, O, Y. Asta e ipoteza și desenul. Și să vedem cât e măsura lui X în concluzie, domnul profesor. Da, în concluzie, aflăm măsura lui X, O, Y egal cu cine și măsura lui Y, O, Z egal cu cine. Vedem ce idei au. X, O, Y egal cu cine și Y, O, Z egal cu cine. Păi știm că X, O, Z este de 97 de grade și 42. Unghiul mare, tot, îl știam asta, da. Și știu că Z, O, Y este o 5, în fel o cincime. Bun. Și mă împărțit pe 97 și 42 de minute la 5, ca să... La 5? La 6. La 6? La 6, că le-ai zis. Asta e de 5 ori. Asta e de 5 ori. Dar tu ai interes? Asta. De deci, aceea avem, practic, 5 aici, 1 de aici, 6. Corect. Deci, 90 și... Cum de dat temă rezolvare? Măsura lui X, O, Z este egal cu măsura... Cui? Ia zi, Daria, tu. Măsura lui X, O, Z cu cine egal? Egal cu 6. Cu măsura lui X, O, măsura lui X, O, Y. Y, așa. Plus măsura lui Y, O, Z. Corect. Și egal mai dedesubt, egal cu măsura lui X, O, Y, care e de 5 ori Y, O, Z, da. Egal cu de 5 ori măsura lui Y, O, Z. Plus măsura lui Y, O, Z. Egal cu câte grade? Egal... Era egal cu 6. De 6 ori măsura... 6 ori măsura lui Y, O, Z. Care înseamnă 97 de grade și 42 de minute. Da. Și atunci, măsura lui Y, deci, măsura lui Y de cu Z. Măsura lui Y. Nu știu, acum la plăm. Trebuie să la plăm. Egal cu 97 de grade. Scrim și 42 de minute. Împărțit la 6. 6. Facem împărțirea. 6 în 9 merge odată. Odată. 6. Hai, cine vorbește mai după odată? Intră odată. După aceea vine 37. Intră de 6 ori. 6, 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 6
Yeah.
aici fac pe loc plus 4 de 2, egal cu 102. Și acum 102 împărțit la 6. Sunt partea asta? Da, 60, 6, 7, 4, 2. 72 se împarte. Nu? 102. La 6? Ba da, se împarte, se împarte. La 6? Se împarte la 6. Într-o dată, de 42. Păi da, măi copii, în 60 ăla merge, domn profesor. Dar și 60 și cu 40 și 100. Păi 60 cu 42, cum iese? Măi, poate, deci haideți să vă mai încă. Deci în 60... 6 în 60 merge... 10 ori și în 42, 17. Deci vine 16 grade. Și 17 secunde. Și 17... Secunde, eu știu dacă ce vine. Minute. Și minute, pardon. Da? Da. Și acum răspunsul corect, X o Y. Deci măsura lui X o Y, pune. Nu, Y o Z. Y. Da, X, Y o Z am aflat odată. Așa, deci măsura lui Y o Z. Uite, spuneți acolo, Andrei. Y o Z egal aici cu 16 grade și 17 minute. 17 minute. Iar așa scria, măsura aici este egală 5 ori. 5 ori 16 grade și 17 minute. Sau scădem din... Cum vreți? Da. Cum vreți? 5 ori 17. Mi-aș fi zis scădem. Hai, faceți 97 și 42 de minute minus 16 și 17 minute. 16 și 17 minute. Faceți voi scăderea asta. Cât a dat? 70 de minute, 25 de secunde. 70 de minute, de grade, zicem. Da, 70 de grade, deci răspunsul aici, egal aici, să știm. Dar iată, ai făcut asta. Deci 80 de grade ar da acolo. Că 5 ori 16 dă 80 de grade, atenție, dar într-un pic. A, da, 80 de grade. 80 de grade. Și? Și 25 de minute. Și 17 ăsta ori 5. Păi, dar nu trebuie să facem... Deci facem 87 de grade și 40 de ore în minute. 81 chiar, cred că da. Da, asta spun, că 81 de grade. Și câte minute? 81 de grade, domn profesor. Și 20 și... Stai. Și 20 și... Și 25 de grade. Dar vedeam, din 97-42, trebuie să facem 16-71. Nu da bine gradele. Da? Deci aici trebuia să fie atent, da? 81, da? Bun. Problema 19, de la pagina 181. Dar puteți să scrieți în partea asta, dar deci noi ștergem, da. 19. De la? 181. Unghiurile AOB, unghiul AOB, unghiul AOB, în ipoteză, unghiul AOB și unghiul BOC adiacente, astfel încât, măsura lui AOB 72 de grade. Adiacente. Măsura lui AOB 72 de grade. Egal cu 72 de grade. Și măsura lui BOC 36. Și măsura lui BOC. Măsura lui BOC 36 de grade. Calculați măsura unghiului format de bisectoarele lor. Calculați măsura unghiului format de bisectoarele lor. Întâi trebuie să facem cele două unghiuri adiacente, de gradele care ne se dau. Și deci, vedem că OB este unghiul AOB. Semidreapta comună. Da. OB. O punem pe OB, faceți figura, domn profesor. Așa. OB, care e comună. Da. Și AOB de 72. Da. Voi măsura 72, AOB, 72 de grade, puneți dumneavoastră, da, sau cum vreți. 72 de grade. Grada. Da. Și BOC 36. BOC 36, parcă ar fi jumătate. Da. Puneți 36 acolo. Duceți bisectoarea, ce, ce, o ce? 36, ce? Da. Duceți bisectoarea unghiurilor. La fiecare. Duceți cu o culoare, domnul profesor. Da, da, da. Bisectoarea. Ca să iasă frumos. Lui AOB. Ce face bisectoarea, copii? În parte două unghiuri. În parte un unghi în două unghiuri congruente. Corect.
Așa să notăm aici de... M, sau cum vreți, mașină. Da. O M. Da, și O N. Și O N. Pe O C. Și care este unghiul, David, de forma de cele două bisexuale? Zi-l prin trei litere. N. M, O, N. Corect. Deci unghiul ăsta se dă. Ia să. Aș noi acum măsurăm bisectoarea lui celui. Ori așa, ori dacă știm calitatea. Mai măsurăm, dar noi știm ceva. Ce calitate are bisectoarea? Că împarte în jumate, dar eu acum calculez că, să exemplu... Și jumătatea 72 este... M, O, B, cât o să aibă? M, O, B, o să aibă 70 de împărțit la 2... Adică cât? De 2... 36. 36. Și B, O, N, cât o să aibă? Daria. B, O, N. 18. Jumătatea lui 36. Daria, fii atentă. Și atunci unghiul format de cele două bisectoare, dar ea cât o să aibă? Uite bisectoarea lui domn profesor. Asta e o scuză ca să, când nu știi. Uite nu vreau să scriu. Uite că era, da, că și zi lui domn profesor, cât e unghiul format de M, O, N. Uite la fiecare. Plus 18 de grade, adică 40 și 54 de grade. 54 de grade. Cum redactăm? Asta e. Asta e. Pe figura, m-am dat bine. Uita și frumos, văd că domnul profesor îmi place cum se vede. Eu am făcut cazul, domnul profesor, și voi aș fi imediat că OB este chiar bisectoarea lui AOC. N-are cum. Ba, așa mi-ai dat. Pe cum să fii dacă ai 72 și ăla ai 36, bisectoarea ce face? Vino să te uiți. Acum nu înțeleg de ce să stăm așa. Deci ai făcut ăsta câte grade? Asta, câte grade are? Asta, deci am făcut AOC-ul, care are AOB, una după tapă. AOB-ul are 72. Da. Și atunci am împărțit pe O și 36. Da, dar BOC are 36. Păi trebuie să... AOB este... Da, ăsta e 36, BOC e 36. Da. Și AOB-ul? Și OC-ul este bisectoare. Tot unghiul ăsta l-ai făcut, AOB. Da. Și continuare OB era la latură comună. Și trebuie să-l faci încoace. Că sunt adiacente, adică sunt vecine. Au pe OB comună, chiar tu ai zis, tu în figura ta pe OA pe OC comună. Nu mai sunt adiacente. Atenție! Tu ai zis, noi am început cu OB între. Noi am început cu OB pentru că ta manca ai zis că e latura comună și între cele două. Adiacent înseamnă vecine, atenție! Faci figură exact ca pe tablă. O făcut, Davide, cum redactăm? Ce trebuie să aflăm? Urmărești și redactarea, Daria. Dar ce trebuie să aflăm? Măsura unghiului format de cele două bisectoare. Măsura unghiului format cum redactăm? Nu trebuie să scriem că bisectoarea... Deci rezolvare, da? O, M. Rezolvare. Scriem că O, M. Asta vrei să scriem mai întâi, cum îți spune AOB și 72 de grade? Nu, no, om e bisectoare, așa se bisectoare unghiului A, O, B. Și acum scriem că A, O, B, măsura lui A, O, B, este egală cu 72 de grade. Egal cu 72 de grade. De unde rezultă că om este egal cu 72 de grade? Nu om, dar atenție! Nu. Că a omă, măsura lui a omă, nu cu omă. Da, măsura lui a omă este egală cu 72 de grade. Măsura lui a omă e cât a lui M, O, B. Așa redactă. Și congruente. M, A, A, O, M, O, M. Este egală cu M, O, B. Măsura lui M, O, B. Și este egală cu 36 de grade. 36 de grade. Acum am aflat, Acum Davide să zică. Zic tu, Davide. Plecăm de acealaltă bisectoare. O, nu bisectoarea. O, este bisectoarea. Unghiului BOC. Corect. BOC. Știm că BOC, măsura lui unghiului BOC. Corect. Dedesubt unghiului BOC. Este egală cu 36 de grade. BOC e 36 de grade. Din amândouă rezultă că măsura unghiului BON este congruentă. Egală, când vorbim de măsura. Egală cu măsura lui. Egală cu măsura lui 9K. Corect. Și egală cu? Și este egală cu 18 grade. Corect. Și acum, măsura unghiului MON cu cine e egală? Daria.
Măsura lui mono. Da. Măsura lui mono este egală cu măsura lui mă, b. Corect. Plus măsura lui n, nu, lui b, o, nu. Corect. Și este egală cu 36 de grade. Nu, dar urmărește pe domnul profesor, scrieți. Măsura lui b. Plus măsura lui b, o, nu. Urmărește și domnul profesor. Care este, și acesta este egală cu 36 de grade. Plus 18 grade. Plus 18 grade. Și egală cu 54 de grade. 54 de grade. Problema 18, de la pagina 180. În ipoteză la fel, avem unghiul A, unghiul B și două adiacente. Da. Om bisectoarea, O în bisectoarea. Uitați, avem aceeași ipoteză, profesor, nu mai avem măsura, avem bisectoarea acum. Dacă vreți, facem aceeași figură. Au, B și B, sunt adiacente. Au, facem alta, hai. Da, au, B și B, O. Și B, O, C. B, O, C, adiacente. O, M și O, N, bisectoarele unghiurilor. O, M și O, da. N. Bisectoarele unghiurilor, da. Bisectoarele unghiurilor. Da. Știind că măsura lui M, O, C e dat 70 de grade, măsura lui M, O, C, egală cu 70 de grade. O, C, egal cu 70 de grade. Și măsura lui C, O, N, 20 de grade. Să determinăm. A. Păi știm clar că... Hai, un pic. Să determinăm. A. Măsura lui B, O, N. B. Măsura lui M, O, B. C. B, O. M, O, B. M, O, B. C. Măsura lui A, O, B. A, O, B. D. Măsura lui A, O, C. Și E. Măsura lui A, O, N. Păi, de aici, puteți să observăm că O, O, N. Facem figura întâi. Păi, figură, O, N este... Ce înseamnă că sunt adiacente? O, care? O, N. O, C, O, C, O, C. O, B, ia uite. A, O, B, B, O, C. Ia uite. A, O, B, B, O, C. Amândouă au, amândouă unii le-au pe B, O, comun. B, O este dreapta comună. Și cu asta și încerc. Facem două unghiuri adiacente, nu știm măsura lor. O, A, așa faceți, O, B. Aici n-am făcut-o dreaptă, domn profesor, cu de-aia ei sunt diriți. O, B, faceți-o dreaptă. O, O, B. Semidreaptă, da? A, da, da, bine. Eu așa adică o ați înclinat-o. A, dreapta de ce nu faceți dreaptă, paralelă cu... A, vreți să spuneți da. Și cu tavla, așa. Exact, da. A, așa. O, B, dacă vreți aia, B. Așa, O, A, în sus, faceți-o O... Așa, dar nu știu nimic. Nu știm măsuri, nu știm nimic. Eu știu că M, O, C... Păi, M, clar, e interior. Trebuie să ducem bisectoarele, domn profesor. Asta de acolo. Dar mă, cât trebuie și în interior? Mă, C și C, O, N. Acolo, la bisectoare, el zice că C, O, O, C. C este bisectoare. Când nu trebuie să fie în interiorul unghiului A, O, B? Da, vede. Hai să vedem. Nu, haideți să construim cum trebuie, domn profesor. Facem A, O, B întâi. Dați voi. Să duc pe... A, O, B, așa, dacă fac la întâmplare... Eu așa l-aș face, pentru că ei n-au cum altfel. A, O, B. Dar nu mai bine facem... Haideți că pierdem timp. Și mă gândesc că una ar putea să fie... Copii, problema zice așa, două unghiuri adiacente. Dacă ne gândim așa, așa o să stricați. Două unghiuri adiacente, le construim, nu știm măsura lor, le construim. Ducem bisectoarele. Data faza e că M, C egal cu 70 de grade. Asta zic și eu. Păi, C, O, N trebuie să fie în interior. Hai să vedem, copii. Deci dacă M, O, C e 70 de grade, noi putem să ne luăm după asta. Cât trebuie să fie în interior. O secundă. Deci fiindcă e vorba de M, O, C. Păi M, O, C e 70 de grade. O, C, dacă este așa. M, da. M, O, C. Dar O, M, Iisus, e bisectoarea lui AOB, domn profesor. Atenție! O, M, e bisectoarea lui AOB. De ce nu construim de la început? O, M... E bisectoarea unghiului AOB. Păi, vedeți? Trebuie să facem doar de la început. Două unghiuri adiacente, facem bisectoarele lor și după aceea vedem... Dacă corespunde și cam exact. Bine, da? Cât de cât. Cum să le luăm darea îndată ca să ne și vină... Așteptați, după aceea, uite, ducem mai sus, mai sus. Bisectoarea lui AOB, da? Da, O, M. O. Aia, aia.
Acolo e M. Și oarele bisectoarea unghiului B, O, G. Păi, nu știu ce vorbim. Trebuie să-i facem bisectoare, copii. Bun. Da. Și acum studiem să vedem dacă este ăla din nou. Puneți N, domn profesor. Aici e N. Bun. Și M, O, C. M, O, C. Ia, uite că are 70 de grade. S-a întâmplat că e perfect de 70 de grade. Uite, nu-i din 90. Da. Super, n-a ieșit. Hai să pun necomptat. Și uite așa, N, O, C, O, ieșit de 20. Perfect a ieșit. Întâmplarea. Întâmplarea a făcut, a ieșit perfect. Acum, de foarte mulți de ori în calculi, nu ne frământ așa să exact. Deci, mai e de 20 de grade, el poți fi și de 70, 80, 20. Important e să scriem pe el câte și... Da, da, da. Copii, că vedeți, dacă voi nu-i faceți adiacente, nu țineți cont că omul e bisectoarea lui au opus și construiți aiurea omului. Stai și construiești acolo nu știu câte vreme. Și nu mai facem așa. Nu mai termină problema. Pornim cu început. Deci, am două unghiuri adiacente, să le luăm. Două unghiuri adiacente, AOB și BOC. Ne dăm seama că obiect comună. Bisectoarea OM și ON, acelor două unghiuri. Corect. Și știți să dăm problemă că tot unghiul ăsta, așa, este 70 de grade. Și unghiul nu o C, este 20. O. C, jos. C, nu o C, ăsta 20. De 20 de grade. Bun. Cred că ele și gata, ca să putem să rezolvăm. Ce ne zice? Măsura lui B, O, N. B, O, N. Ia să vedem, copii. Păi, știm că... Cotelare 70. Știu, da, dar aș putea să mă gândesc la altă chestie. Știu că bloc este un unghi. Și știu că ON este bisectoarea acestuia. Observând aceasta, știu că nu că este 20 de grade. Că atunci că BON este tot 20 de grade. Corect. Și ăsta rămâne să fie tot 20 de grade. De ce? Ăla de nu, ăla va fi de 30 de grade. Așa da, așa da. Că am 20, 20 și 30 fac 70. Corect. Și dacă ăla e 30, celălalt tot de cât? A, O, M. Tot de 30. Tot de 30, pune și pe ăla. Și haideți acum să scriem la punctul A. B, O, N, câte? Păi B, O, N egal cu 20 de grade. Bine, dar facem. Facem redactare. Facem redactarea. Da. Bloc egal. Deci rezolvare, da? Da. Rezolv. Măsura unghiului B, O, N. Măsura lui B, O, N. Dar te rezolvești tu. Alu buo nu n-o știm, alu buo, alu nu o cu o știm 20 de grade. Păi dacă măsura... Dar nu poți măsura buon egal. Nu poți măsura că măsura lui nu o cu este egală cu măsura lui buo nu și este egală cu 20 de grade. Da, plecăm de acolo. O nu bisectoare. O nu bisectoare. Da. Așa, așa, vorbești și Daria, că tu scrii, el trebuie să scrii pe tema lui. Hai, vorbești o măcar tu. O bisectoare. Rezultă. De unde rezultă că... Bisectoarea unghiului care, domn profesor, al lui BOC? Așa, așa scrie. Unghiului BOC. Rezultă. Și de unde de rezultă că... Bine, ar fi poți să scrii și tu și să scrii că ai țeasă. Da, scrie, mami, hai. Da? Dar unul sau, zi, hai, gata. E la o bisectoare, deci... Este egal, rezultă că... Nu, măsura lui C, O, N, sau N, da. O, C, este egală cu măsura lui B, O, N, și este egală cu 20 grade. Iar rezultă cu B, O, N, este 20 grade. Pentru că știam că măsura lui C, O, N, e 20. De rezultat, rugăm, măsura lui C, O, N, C, O, M, tot, nu? A lui C, O, N, o știam că e 20, dată în problemă. Da, am zis că da. Egal cu O, egal cu 20, da, da, așa. Că de altă parte, ca să rămână să trezi, da. Că omă, egal cu, cred, cu 70 de grade, da, din cele două, reiese că... Reiese că bun, măsura lui bun, ca lui bun, am aflat de 20. Măsura lui bun, este egală cu... 70 minus... 40, 30 de grade. Dar haideți să vedem dacă am la care am mai răspuns. La A am răspuns, și la 20. B. Și la B am răspuns. B, da. 30. 20 aici. 20 acolo, 30 acolo. Acum am măsura lui AOB. A, ia să vedem. AOB. B, Daria. Ca o ai cât să fie. AOB. Păi AOB o să fie egală cu... Uite pe figură. Da, deci, așa. Măsura lui AOB...
redactăm. Măsura lui Aubeus fiind egală cu măsura lui Boom, care o știm că este 30 grade. Măsura lui. De două ori măsura lui Boom. De două ori măsura lui. Cum îi vizetoare, mamă? Boom. Cam aflat-o pe Boom. Știm că Boom e așa. Și este egal cu... B30. B30, 60 grade. Tu era scris pe figură. Următorul, D. AOC, Dalbe. AOC, măsura lui AOC, Dalbe. Păi, AOC este egal cu... Măsura lui AOB, lasă-l fie el acum. Măsura lui AOB este egal cu... Nu, AOC, e egal cu măsura lui AOB. AOC este egal cu 60. Dar trebuie să cum zici, cu măsura lui AOB, măsura cam aflat. Măsura lui AOC este egal cu AOB plus BON C? Plus BOC. Nu, pune BOC toată. Da? Deci măsura lui... AOC. AOC. Este egal cu măsura lui AOB. Lui AOB. Care am aflat-o, plus măsura lui BOC. Măsura lui BOC. Și măsura lui AOB, tocmai ce am aflat-o, 60 este grade. Este 60 grade, plus măsura lui BOC. Grade. Da, face 100 de... 100 de grade. Și la E, măsura lui AON. AON. Cu cine e galdare măsura lui AON? A, măsura lui AON este egală cu AOB. Măsura lui AOB, plus... Plus măsura lui BOC, care o știm de mai sus. Bun. Egal cu AOB. Plus măsura lui BON. AOB tocmai ce știm 60 grade. Plus BON, care știm 20. Și am terminat. Mai e două probleme. Să te văd. Primul joc. Că e 6 și 2 minute. Faceți sinteză? Unghi adiacente, unghiuri adiacente, bisectoarea unui unghi. Unghiuri adiacente. Orei. Da, bine. Unghiuri adiacente, bisectoarea unui unghi. Unghiuri adiacente, bisectoarea unui unghi. Am asta mâncat aici, nu? La revedere, nu uitați să vă urmăriți pe Profo Online.